Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciobi, iar în episodul de astăzi o să vă învăț pe prietena mea, Uzana, cum să tai pentru prima oară cu motocoasa. O să o învăț cu cea mai mică motocoasă pe care o dețin. Aceasta e motocoasa electrică de la Stihl FSA 130. Această motocoasă funcționează cu baterii de 36V. Aceasta e bateria cu care o să lucrăm astăzi. Bateria cu care lucrez de obicei, cu Stihl AR2000. Această baterie are o greutate de 6,5 kg. E un pic grea, de fapt e mai grea decât motocoasa. Motocoasa având doar 4,5 kg și o lungime totală de 175 de cm. Astăzi o să-ți prezint, Uzana, motocoasa, cum funcționează ea, câte viteze are. Prima dată o să începem prin a conecta cablul de conexiune rapidă la motocoasă. Acesta e cablul de conexiune rapidă. În capăt totdeauna îl conectăm la baterie. Îl fixăm în felul acesta. Haide, te rog să îți dau bateria. Hai. Bun, o să trebuiască să strângi bretelele acestea. Da. De aceea, trage, te rog, în jos. Bun. Îmi trage pe rog. Bun, bateria e conectat. Bateria, de fapt, e prinsă. Ține, te rog, cablu. Și o să luăm motocoasa. Hai, te rog, să conectăm motocoasa. O să-ți arăt, e foarte simplu. În Uzana nu am mai lucrat niciodată cu o motocoasă. Aceasta e pentru prima oară. Am conectat-o. Aici are blocat, deblocat. O să o deblocăm. Și aceasta e prima treaptă de viteză. Apasă, te rog, pe accelerație. Aceasta e prima treaptă, a doua treaptă, apasă, te rog, de clapet în sus. Așa. Da? Și acum a treia. Bun, ia, te rog, și motocoasa în mână să vezi cam cât de grea este. Trebuie să mă obișnuiesc și să o ia. Bun, încă nu tăiem. Încă nu. Cam atât. O să ne echipăm corespunzător. De fapt, eu nu o să mă echipez corespunzător, doar pe Uzana o să o echipez corespunzător și îi dăm drumul la treabă. O să vedem cum reușim să tăiem. Bun, am echipat-o corespunzător pe Uzana, i-am dat cizme de protecție, ochelari, căci nu avem nevoie, deoarece e o motocoasă electrică și nu face zgomot. Aici o să tăiem astăzi, o să o inițiez pe Uzana într-o iarbă puțin mai mică, nu o să intrăm direct într-o iarbă mai mare. Și o să vedem, Uzana, cum te descurci. Tot timpul trebuie să faci o mișcare de la stânga la dreapta, respectiv de la dreapta la stânga, deasupra, să fii deasupra solului cu aproximativ 5 cm și cam atât despre motocoase. Bun, îi dăm drumul. Bun, și tot timpul o să lucrăm la viteza a treia. Ești la viteza a treia. Da. Bun, dă-i drumul, te rog, și să vedem cum te descurci. O secundă. Thank you.
acesta a fost videoul de astăzi cu motocoasa electrică de la Stihl, Stihl FSA-130, care funcționează cu baterii de 36V. După cum ați văzut, Ozan a tăiat pentru prima oară cu această motocoasă, de fapt cu motocoase, a tăiat pentru prima oară. Acum, Ozan, zi-mi, te rog, părerea ta sinceră despre motocoasă, cum ți se pare prima impresie, cum... greutatea ei. Motocasa în sine e ușoară, dar bateria mi se pare grea. Bateria are 6,5 kg, motocasa are 4,5 kg, împreună îs 11 kg. E ca și cum am lucrat cu Stihl FS560, cu cea mai mare motocasă de la Stihl. Per total, ești mulțumită de puterea ei, de competențele ei, cum a tăiat? Da, e ok. Acum e prima dată când tai. Ai putea să lucrezi, de exemplu, bateria are o autonomie de 170 de minute, aproape 3 ore putem să, de fapt 3 ore putem tăia cu această baterie. Ai putea, de exemplu, să lucrezi 3 ore sau o oră jumate sau 2 ore. Acum probabil cu mici pauze, o oră jumate, dar trebuie exercițiu mai mult. Păi, cu siguranță. Bun. Acesta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumim mult de vizualizare, vă dorim o zi plăcută, la revedere! La revedere!